România este un loc binecuvântat de Dumnezeu. Prin eroii neamului, sfinții și părinții bisericilor și mănăstirilor noastre și sfinții închisorilor comuniste, ne-am cultivat în mod ereditar o încărcătură spirituală care a devenit amprenta noastră unică. Eroii, sfinții și părinții noștri au binecuvântat cu rugăciunile, cu sacrificiu și cu iubirea lor acest pământ care a devenit sacru. De secole, strămoșii noștri s-au luptat să protejeze acest pământ sacru și moștenirea divină. Iar noi avem datoria de a onora această moștenire cu buna înțelegere și comuniune între noi toți, cu partenerii noștri, cu vecinii noștri și cu mediul înconjurător.